durere fără margini aici la Văcărești, localitatea natală, dar și unde locuia medic și manager ambulanță Dâmbovița Silviu Gotea. Familia, prieteni, colegi, dar și zeci de ambulanțe l-au condus pe ultimul drum. Doctorul Silviu Gotea, managerul SAJ, a decedat sâmbătă noapte. Stop cardiorespirator a fost diagnosticul pe care colegii săi l-au constatat după câteva ore de resuscitare. Silviu Gotea avea 62 de ani, iar moartea sa a fost ca un trăsnet pentru toți cei care l-au cunoscut. Sănătatea celorlalți și ajutorul pentru semeni au fost mereu înaintea propriei persoane. Înmormântarea sa a adus multă durere atât în rândul colegilor de la spital, cât și în sufletele rudelor și celor apropiați. Rămas bun, doctore. Dumnezeu să vă aibă în pas.